ce-a tras-o de acolo. Hai, mă! Se revede cu Sia, de care se îndrăgostește. Adică eu puteam face asta și acum 2 ani și asta ca prost până acum. Fantastic, extraordinar. Dă-mi banii înapoi, atât. Dă-mi banii înapoi, te rog. Ce ești rea acum, pe bune? Pe bune, eu sunt rea. Da. Tu ești rău că nu vrei să scapi de viciul ăsta. Dar nu e un viciu. Ba, e un viciu. Știu că ai dreptate și de asta n-o să mă. Și-i promite că renunță. Nu o să mai faci sau o să joci din ce în ce mai rar? Nu, gata, nu mai joc deloc. Din păcate însă... Eu zic așa, dacă n-ai bani, nu te pot. Că dacă nu-i aduci la timp, te pisează și ăla, te pisez și eu. Și e păcat de fața asta ta. Îmi aduci niște chestii în țară, te scap de datorii. Bine, fac asta, dar... Doar dacă nu e ea băgată în combinația asta. Dar eu mă bag. Dacă ne prinde, bagă la trafic, înțelegi? Facem pușcărie ani de zile, ce nu înțelegi? Și dacă nu ne prind? Constată că nu cunoaște deloc pe iubita sa. Mașina cu este? Este a unchiului meu, ne-am împrumutat-o pentru câteva zile. Suntem chit, da? Care, de dragul banilor, renunță la el? Da, șefu, totul e ok. Pleacă din casa părintească. E supărat-o. Și ce vrea? Să stau cu ea până la 40 de ani? Apoi intră în necazuri serioase. Am oprit să-mi iau o apă și când am ieșit din magazin era cineva lângă mașină și... A luat Marfa. Ana e la tine? Să nu-i faci niciun rău! Băi, mă auzi? Iar cel care o ajută este tatăl ei. O să aduc eu Marfa. Ce lași? Am o gaură de câteva zeci de mii de euro. Urmări, mai bine sunăm la poliție. Da? Și cu Sia ce se întâmplă dacă sună la poliție? Va reuși oare Vlad să-și mai salveze familia? Stai că drag! Eu vreau numele șefului. Tu le-ai spus de Sia? Da, de Sia, da. Numele medicului nu. Comisar Mihai, sunteți arestați. Amândoi o să aveți cazier și o să vă poartă prin tribunale. Ăștia au crezut că dacă mă la poliție s-a terminat, am pierdut tot din cauza unei petiții proaste. Unde pleci? Să salvez. Ăștia sunt tare de orice. Sfârșit, dar uite că până acum am ieșit. Na, ce pot să fac? Sunt un băiat norocos. Joe s-a apucat de jocuri la 17 ani, deși mama lui nu este deloc de acord cu obiceiurile sale. El însă nici măcar nu mai ascultă, pentru că este convins că nu este dependent. E cam mare pentru tine, ghiozdanul ăsta. Lasă-mă să te ajut. Ia-ți mâna de pe ceanta mea. Stai, nu mă recunoști. Sunt perișorul Matei, fostul tău coleg de liceu. Ce eu? Ah, da, scuze, nu te-am recunoscut. Mamă, dar așa tare m-a schimbat? Nu, doar că nu te-am recunoscut. Ah. Ce faci tu? Ești studentă? Că știu că voi dai la facultate, parcă. Da, așa voiam, doar că ai mei nu și-au permis să mă mai țină câțiva ani. Și acum lucrez în recepția unui hotel. Ah. Da. Tu? Eu sunt barman. Parcă erai barman și în liceu, nu? Și în liceu tot barman, da. Matei? Ce mai face? Păi, n-ați mai ținut legătura, că parcă vorbeați voi. Nu, după ce s-a terminat liceul, nu ne-am mai văzut. Păi și nu-ți pare rău? Nu? Dar știam că-ți place de el, parcă erai foarte... Cred că lui îi plăcea mai mult de mine. Da? Da. Da, e în Germania acum. A prins o bursă de asta, nu știu ce facultate, e bine. Wow, tare. El chiar învăța bine. Da. Îmi pare rău că tu n-ai mai dat la facultate. Da, asta e. În viață nu poți să ai tot ce doriști. Da, asta e. Mersi mult că m-ai ajuns cu Giamantano. N-ai de ce, cu mare drag, dar chiar așa ce-ai pus aici? Cred că trag vreo 60 de kg.
câteva haine. Doar câteva haine, vreo 10 cărămizi, de-astea. Îl știu pe Geo. Venea des pe la noi, pe la liceu. Matei, colegul meu, mă plăcea, dar eu nu-l plăceam pe el. Mă cam plictisea. Geo e mai mult stilul meu. Doar că el nu mă plăcea. Maria și Vlad sunt părinții Siei și ai Anei, sora ei mai mică, care este acum în ultimul an de liceu. 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1650. Bun. Și cu cei 550 de lei? Da, plătim întreținerea, lumina, cablu, restul pentru mâncare. Hai că ne descurcăm și lumea asta. Se zicea că voia pantofii aia. Sia! Da! Tu-ți dorești așa de mult pantofia luna asta? Ai, mama, normal că-i vreau. De ce nu iei tu pantofii mei ei albaștri? Când și așa nu-i port. Serios? Sper că glumești. Hai, te rog, știi că luna asta abia ne ajung banii de mâncare. Super. Mai aștept o lună. Dacă am primit eu de la Relu, da, și dau una viitoare? Păi avem de unde? Dacă nu avem. Dar n-are și ea salariu. Pe care îl dau pe tot în casă. Are dreptate. Cu banii ea plătit rata la bancă. Da. Vine, dă-i. Și vedem filmul de zi. Zia! Da. 200? 250. Gata, nu? Mersi, tata. Ești cel mai tare. Și mama nu e cea mai tare? Cea mai tare, mama. Maria lucrează cu jumătate de normă, deci ne bazăm pe banii mei și ai Siei. Dar Siei și ea tânără, are și ea nevoie de un suc, de o haină. Aici nu mă înțeleg cu nevastă-mea. Parcă n-a fost și eu odată tânără. După întâlnirea de pe stradă, Geo a sunat-o pe Sia câteva zile mai târziu ca să o întrebe dacă n-ar vrea să iasă împreună cu el la o plimbare. Eu chiar nu mă așteptam să vrei să ieși cu mine astăzi. Serios? De ce? Așa, nu știu. Te plac de când eram în liceu, da? Nu pot să cred. Eu eram topită după tine în liceu. Tu vorbești serios? Da, îmi plăcea foarte mult de tine. Păi, dar stai că eu credeam că tu și cu Matei sunteți... Nu am fost niciodată cu Matei. L-am refuzat pentru că te plăceam pe tine. Păi și dacă mă plăceai, de ce n-ai dat și tu un semn? Că nu m-am prins deloc. Pentru că, în general, băiatul trebuie să facă primul pas. Păi, dacă băiatul trebuie să facă primul pas... Adică eu puteam face asta și acum 2 ani și am stat ca prost până acum. Bine că n-ai așteptat încă 2 ani. Bine că te-am sunat. Sincer, sper să ai curajul să mă suni și mâine. Sper să nu te sperie, dar nu mai scap de mine, să știi. E foarte bine pentru că nici tu nu mai scap de mine. Geo e un băiat foarte mișto. E deschis, e amuzant și cel mai important, are grijă de mine. Mă bucur foarte mult că a apărut în viața mea. Au trecut 2 luni de când Sia și Geo sunt împreună, iar astăzi a fost ziua în care fata l-a dus acasă la părinți. Ce lucrezi? Băi, ia gata cu interogatoriu. Stresezi, băiatul, ce lucrezi, ce lucrezi? Băi o bere? Nu, mulțumesc. Nu, că nici eu nu beau, te întrebam doar așa, de curiositate. Glumesc. Băi, a chemat băiatul, nu să nu întrebăm ce lucrează, ce lucrezi? Sunt la un bar în centru vechi. Dacă lucrează în centru vechi, înseamnă că face mulți bani. Da. Sia, vezi că ai pus mâna pe croșca cu puii de aur. Lăsați-l, o să zică că suntem o familie de nebuni. Pentru că suntem, nu? Da, mă rog, dar puțin și câteodată, adică să nu-ți faci griji. Aoleu, vorbește pentru tine, da? Eu sunt gata. Mergem? Da, sigur. Mi-a făcut mare plăcere să vă cunosc. Și nouă. Și sper să ne vedem curând, papa. Da. Hai.
Să rămână, o zi frumoasă. Pa, pa. Pa, 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 pa. Bine că nu s-a supărat ția. Dar de ce să te superi? Oricum știa că așa o să face. E, da. Eu nu i-am făcut nimic, a voi, zic. A, nu. Păi da. Auzi, dar lasă să vezi ce pățește ea când vine acasă cu băiat. Ba, să dai seama, praful fac. Nu, eu nu o să vin acasă cu băiat, că eu mă duc la facultate. Opa. A, da, și acolo nu-s băieți, am uitat eu, Dana. Da. Aha, bine, gata, hai, da. Gata, discuția cu voi s-a încheiat, la revedere. Pa. Da, bă. Am fost la părinții Siri. Păi sunt de treabă așa, dar emoții să nu fac ceva greșit pe acolo, parcă m-am purtat ca ultimul fraier. Eu chiar țin foarte mult la Sia și nu vreau să dau în bară cu absolut nimic. Eu vreau să am o relație foarte serioasă cu Sia. Geo, care își dorește o relație serioasă cu Sia, nu i-a ascuns fetei nimic și de multe ori chiar o ia cu el la sala de jocuri. Hai, până acolo. Hai deodată, pune și tu ceva. Hai încă una. Fantastic, extra. Dăm banii înapoi, atât. Dăm banii înapoi, te rog. Mai stăm? Mai stăm puțin, da. Haide, mă, odată, pune și tu ceva. Mai pune una. Cam cât de puțin? 5 minute. Mai bine. 5 minute, ai zis și acum 15 minute și acum 10 minute. Stic, dăm banii înapoi, te rog eu frumos. Haide, mă, odată. Bă, dar nu... Ceva? Ia mai du-te până aici. Sia, Sia, stai mă puțin. Sia, Sia, stai puțin, te rog frumos. Sia, 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 ce mă, te-ai supărat, serios? Evident că m-am supărat. De ce te superi? Mă jucam și eu puțin. Serios? Puțin? De fiecare dată când ieșim în oraș, mă bagi în câte o sală de jocuri, m-am săturat. Nu exagera, jucam și eu un sfert de oră. Care două ore? Păi bune, nu e amuzant, stau lângă tine și mă uit cum pierzi bani. Ai dreptate. Chiar ai dreptate, nu știu. Nu știu ce am luat. Chiar o să mă las, să știi. De câte ori ai promis asta? Mereu spui că vrei să te lași, dar tot ajunge în sala de jocuri. Așa ți se pare ție că te lași? Știu, dar chiar ți-am zis că vreau să mă las și o să încerc să fac asta, dar... Nu te mai cred. Uite, când nu o să mai bagi niciun ban în aparate, atunci să mă cauți. Dar cum asta nu se va întâmpla, pa. Sia, Sia, de ce ești rea acum, pe bune? Pe bune, eu sunt rea. Da. Tu ești rău că nu vrei să scapi de viciul ăsta. Dar nu e un viciu. Ba, e un viciu. Știi, chiar nu mai avem ce să mai discutăm. Nu mă mai căuta niciodată. Stai, 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 stai. Adică ne despărțim acum sau ce? Da, ne despărțim. Sia, nu poți să faci așa, te rog frumos. Ba da, pot. Știi ceva? Nu vreau să fiu unul care își pierde banii la aparat în loc să-și cumpere o casă. Sia, ascultă-mă puțin, te rog, exagerez. Dacă nu mă lași să plec acum, am să țin. Te rog, Sia. Da, îl iubesc, dar nu vreau să-mi stric viitorul. I-am spus să se lase, el mi-a promis că o să se lase, dar tot în sala de jocuri ajunge. Să rămână cu jocurile lui, eu nu mai vreau să fiu iubita lui. Am pus punct. Geo s-a gândit bine la ce i-a spus Sia și și-a dat seama că o iubește prea mult, așa că seara a sunat-o și a rugat-o să coboare în fața blocului ca să discute. Ți-am spus să nu mă mai cauți? Știu. Dar nu pot să nu te mai caut pentru că te iubesc. Și eu te iubesc, dar nu-mi place deloc ce faci. Știu. Crede-mă că te înțeleg. Chiar ai dreptate. Știu că ai dreptate și de asta nu o să mai fac. Nu o să mai faci sau o să joci din ce în ce mai rar? Nu, gata, nu mai joc deloc. Pentru că n-am, nu știu, n-am o dependență sau ceva, adică... Pur și simplu, îmi place mie să mai joc din când în când. Dar, gata, o să trezi fără asta. Sigur? Îți promit. De ce nu zici nimic? Ești sigur, sigur că nu ai să te mai joci? Îți promit. Dacă ți-am promis, ți-am promis. Dacă te mai prind că joci, ne despărțim. Știu. Și de data asta vorbesc foarte serios. Știu că asta e fața ta serioasă. Știu. Nu crezi?
să încerc. Gata, nu mai joc, oricât o-i trei. Eu chiar o iubesc pe Sina. O iubesc și vreau încet, încet așa să mă așez și eu la casa mea. Și nu poți să ai o familie dacă îți pierzi timpul prin cazinouri, la poker și la păcănele. Ce n-ai? Sia s-a împăcat cu Geo, însă el n-a reușit să se țină de cuvânt. Joacă în continuare, însă pe ascuns și pe mize mult mai mari. Ok, îmi bag și eu. V-am ars ferelor. Careu? Stai așa. Hai. Stai așa. Stai. Royală. Dar numai la ultima carte, Piero. Fiți amabil. Ce? Aș vrea să... Ai pierdut furaiere? Am pierdut. Aș avea nevoie... Dar vorbește-mă odată, ce stai că prostă cu limba gură, zi? Ce vrei? Aș avea nevoie de 3-4 3-4 mii de lei. Euro. Vreau să mă scriu și eu la turneul ăla. 3-4 mii de euro? Auzi, dar tu ai mai luat de la noi, nu? Da. Și i-a dus înapoi la timp, ai fost băia finuț. Bravo. Da, da, da. 1.000, 2.000 de lei, nu de euro. Ai tu euro? Tu știi că la 4.000 trebuie să dai înapoi 6? Da. Păi fi câștigat la loto și nu știm noi. Ce loto, fraierul? Băi, înțelegi ce șeful? Băi, nu mai țipa, așa că îl sperii, mă, stai băia finuț. Du-te la vasele tale acolo și taci. Măi, băiețe. Da. Uite, eu zic așa, dacă n-ai bani, nu te băga. Că dacă nu-i aduci la timp, te pisează și ăla, te pisez și eu. Și e păcat de fața asta ta. Dar nu, nu o să fie cazul de așa ceva. Chiar dacă e să pierd la turneu, pot să fac rost de bani. Am eu niște combinații. Ce combinații? Nu e treaba ta. Bine. Te zici că vrei să participi la turneul de poker? Da. Da, vreau să... Vreau să intru și eu în Liga Mare. Cum vrei tu? Ia zi, 3 sau 4? Dacă se poate, 4. Se poate. Ia. Vă mulțumesc mult. Nu o să vă pare rău. Nu să nu-ți pare ție rău. Cum zici tu? Mulțumesc. Ai grijă? Mi se spune arabul. Am un restaurant, dar e de fațadă. De fapt, organizez turnee de poker. Am clienții mei, câștig frumos, dar toți trebuie să respecte regulile mele. Hai banii? Încă nu i-am, dar o să i-am, promit, o să i-am. Geo, ce faci? Iar n-are niciun amestec, vă rog frumos, nu o băgați în treaba asta. Stai. Adică tu chiar vrei să te bagi, mă? Da, normal că vreau de să ce? Mă bag. Pentru bani. Cum ești frică? Nu, de ce să-mi fie frică? Doamne, ești atât de fricos. Taci. De ce să dacă zic adevărul? Taci că e poliția în față, e filtru, mamă, ne-a luat. Calmează-te. Cum n-ai pas să mă calmez? Calmează-te, că poate strici acum totul, calmează-te, că-ți dau una. Geo are o pasiune pentru jocurile de noroc. Îmi place să joc. Mă relaxează și, pur și simplu, mă simt bine când câștig. Însă, când se revede cu Sia... E cam mare pentru tine, ghiozdanul ăsta, lasă-mă să te ajut. Ia-ți mâna de pe ceanta mea. Păi, nu mă recunoști. Și se îndrăgostește de ea. Dă-mi banii înapoi, te rog. Mai stăm? Mai stăm puțin, da. De ce te superi? Mă jucam și eu puțin. Serios? Puțin? De fiecare dată când ieșim în oraș, mă bagi în câte o sală de jocuri, m-am săturat. Ca să nu o piardă, îi promite că se lasă. Ești sigur, sigur că nu ai să te mai joci? Îți promit. Dar, din păcate... Aș avea nevoie de 3-4. 3-4 mii de lei. Euro. Geo a participat la
turneu și a pierdut tot. Cu două zile în urmă ar fi trebuit să-i dea lui Arabu cei 6.000 de euro, însă, cum nu are banii, a încercat să se facă nevăzut. N-ai mai dat niciun semn de viață, campionule. Am avut treabă. Bă, când ai să dai banul din mica Arabu, n-ai nicio treabă. Îi faci o vizită și în buzunar îi înfli cu bani. Ai bani? Încă nu i-am, dar o să iam, promit, o să iam. Zilele astea, promit. O zi, două, zece? În maxim o săptămână am bani, o să iam pe toți. Fii atent, dacă 7 zile nu ai bani, îți trivesc fața asta, nu te mai recunoaște nici măta, ai înțeles? Trebuia să fiu barman la niște petreceri private în weekend, dar a căzut tot. Păi eu de acolo făceam rost de bani să le dau ăsta înapoi, acum ce naiba mai fac? Ăștia nu e de glumit. Au trecut cele 7 zile, însă Geo n-a avut de unde să facă rost de bani, așa că acum se teme și de propria umbră. Când vine prietenul tău? Vreau că la fix trebuie să fie. Dacă nu vine în 5 minute, plecăm, pentru că așa o să pierdem filmul. Sună-l, vezi pe unde e. Nu? O să sun. Hai să mergem. Hai. Hai, odată. Eu nu știu ce ai azi. Ești ciudat, tare. Nu nimic. Geo, ce faci? Vii cu mine. Nu te joci cu Dinica Arabu, frate. Ai la banii, te prezint la raport. Mucosul ăsta n-a avut curajul să vină să spună că n-are bani. Nu se face așa ceva. Geo, deși a fugit cât a putut, în cele din urmă a fost prins, însă mai grav este că și Sia a fost adusă cu forța la restaurant. Da, mă, fată, bei și tu ceva. Da, mă, să ai curaj. Mișcă-te! Opa, așa. Ce caută ea aici? Cine, ea? A, ea, băi, am zis să afle și ea cine e iubițelul ei, nu? Cu ce te ocupi? Ce datorii ai? Cum ai putut, mă, să-mi faci asta, a? Ai zis că nu te mai joci! Sia, iartă-mă, dar știam că dacă o să afli, o să desparți de mine și nu pot să... Nu mai mințile, simțicule! Hai, fii atea cu prostiile! Ia zi! Ai bani? Încă nu i-am, da. Hai, domne, fii bărbat, că te vede fata asta. Ți-am dat urul? Nu-i nimic, treci. Fii atent. Am o propunere foarte avantajoasă pentru tine. Îmi aduci niște chestii în țară? Și te scăpi o datorie. Simplu, ce zici? Ce chestii? Niște chestii, niște pachetele. Pachetele? Ce pachetele? Și de ce îmi le aduceți voi? Eu ce pot să fac mai... Fii atent la vamă. Ăștia verifică anumite tipologii, înțelegi? Anumite fețe de bărbaților. Eu... Dar tu, cu fața ta inocentă și dacă ai mașină și pe frumusețea asta... Iar n-are niciun amestec, vă rog frumos, nu o băgați în treaba asta. Stai. Stai că la vamă nu o să vă oprească nimeni, am om acolo. Vă îmbrăcați frumos și o să păreți un cuplu care vine dintr-o excursie simpatic și drăguț. Vă rog frumos, ea n-are nicio legătură cu asta, nu? Ea este asigurarea mea că nu o să faci tu prostii. Ea și familia ei. Stai așa, de unde știi pe ei mei? Ce să fac, eu îi știu pe toți. Te bagi? Trebuie să mă gândesc. Nu, n-ai înțeles. Aici nu e cu da sau nu. Aici e obligatoriu. Bine. Fac asta, dar doar dacă nu e ea băgată în combinația asta. Dar eu mă bag. Bravo! Uite o păsărică curajoasă. Nu te bagi nicăieri, termină. Dar vreau să fiu plătită.
Eu nu-ți sunt datoare cu nimic, așa că vreau să fiu plătită. Sia, te rog frumos. Lasă-mă, că nu mi-e frică. Ceva? Îmi place foarte mult de tine. Ia hai. Ia hai tu cu mine în restaurant să negociem. Îmi place fata asta, știe ce vrea. Am negociat cu ea 3.000 de euro de transport. A zis că o să facă două drumuri până când își plătește iubitul ei datoria. Mie-mi convine. Cu ea în mașină, sigur n-o să aibă probleme. Geo și Sia au stat câteva ore bune la restaurant pentru că Ara a pus să le explice pas cu pas tot ce au de făcut. Iar fata a fost de acord cu tot planul. Tu ai nebunit? Ce-ai făcut? Ce-am făcut, mă? Cum ce-ai făcut, mă? Acolo se vorbește de droguri. Și tu zici, da? Da, tu m-ai obligat să fac treaba asta. Eu te-am obligat, mă? Tu ai nebunit? Sia, eu m-am băgat în treaba asta, eu trebuie să mă scot, înțelegi? Simt, te rog, că ai zis așa doar ca să mergem la poliție, să scăpăm de acolo mai repede. Dar de ce să merg la poliție? Adică tu chiar vrei să te bagi, mă? Da, normal că vreau de să ce? Mă bag. Pentru bani! Ce întrebare, auzi la el? Normal că pentru bani. Fac 6.000 în 15 zile, dai eu banii ăștia, îi fac într-un an. Hai să mergem la poliție, te rog, eu frumos. Du-te tu, eu mă bag. Nu pot să merg. Simplu. Nu pot să merg de unul singur, tu nu înțelegi? Dacă mă duc acolo singur, e ca și când aștept pe mâna lor, ce nu înțelegi? Eu mă bag. Mie mi se pare foarte ușor să fac treaba. Ți se pare ușor, ai nebunit? Sia. Dacă ne prinde, bagă la trafic, înțelegi? Facem pușcărie ani de zile, ce nu înțelegi? Și dacă nu ne prind? Tu îți plătești datoriile și eu voi rămân cu niște bani. Nu așa se fac banii, Sia, nu așa se fac banii. Să mor tu, că tu ai tupeul să-mi ții mie lecții de moralitate și educație financiară. Pe bune? Tu m-ai băgat în asta, da? Știu, știu că e vina mea. Tocmai de asta vreau să mergem la poliție să o rezolvăm cumva, ce nu înțelegi? Du-te tu, eu nu vin, mă bag în treaba asta. Hai, pa. Eu nu mai vreau să lucrez la hotel. Muncesc mult și pe bani puțin. Știu că e ilegal ce facem, dar vreau să obțin bani și nimic nu mă poate opri. Geo nu a reușit să o convingă pe Sia să renunțe. Fata abia așteaptă să plece, să aducă marfa lui Arab în țară și să-și ia banii promiși. Mersi. Asta e mașina? Da. Îmi puteau să le dea și una mai drăguță? Ce vrei să stăm o Ferrari? Auzi că nu atragem atenția cu asta. Cum, ești frică? Nu. De ce să-mi fie frică? Aș vrea să pot să zic și același lucru. Ce, mă, ți-a murit curajul? La păcănele ai curaj. Știi, tata? Ține și te recunosc. Te compori, te zici că... Mamă, te-ai supărat că am zis că n-ai curaj. Sia n-a avut niciun stres tot drum. Era așa într-o relaxare, zici că mergeam în vacanță, tata. Mie era să-mi sare inima din piept, cream că fac infart acolo la volan. Încă îmi dau seama că eu, de fapt, nu cunosc deloc pe Sia. Geo și Sia s-au întors în țară fără nicio problemă. Au reușit să se strecoare neobservați cu marfa lui Arabu, iar acum sunt gata să o predea. Au venit iubiții. Bravo. Da, mașina e parcată exact acolo unde ne-a spus. Marfa e în probagaj, exact la loc. E tot ok. Mi s-a spus că v-ați descurcat bine, dacă a fost tot un lucru. Da. E tot în regulă, șef. Și credeți că vă las singur atâta drum? Marfa mea? Ați avut coadă. Codiță. Scuzați. Pe mine nu mă interesează ce fac oamenii dumneavoastră, dar eu vreau să fiu plătită. Îmi place de tine. E simpatică. Ne vedem săptămâna viitoare, bine? Da. Săptămâna viitoare și gata. Și gata, da? Da, da. Îmi plac copiii ăștia. Mai ales fata.
că a stat tot timpul cu zâmbetul pe buze. Fata asta e aur la casa omului. Ce zici? Mergem să mâncăm? Fac cinste, am bani. N-am niciun chef să mănânc acum, Asia. Numai de mâncare nu merg. Trebuie să dorm, mâine sunt la birou. Ce, ești supărat? Nu. Atunci, vii la mine mai pe seară? Mă țin că lucrezi, ea. Da. Am uitat, tu trebuie să lucrezi la bar pentru că ai împrumutat bani pentru poker și acum nu ai 3.000 de euro. Hai să mergem unde te duci. Sia, încântată de bani, și-a dat demisia de la hotel și de-abia așteaptă să plece din nou. Părinții ei însă habar nu au de nimic din tot ce se petrece. Hei, ai venit? Da. Credeam că stai mai mult în oraș. Așa voiam, dar Joe lucrează în seara asta și vrea să se odihnească. Ce? Ce? Ce-i cu privirea asta? O cunosc? Are geantă nouă. Așa și? Păi și ieri a venit cu încălțări noi. Așa și? Uite unde are atâția bani. Tu fi primit vreo primă ceva. Să nu știu că voi să iei și banii ăștia. Destul că dă salariu în casă. E geantă de firmă, e cel puțin 2000 de lei. De unde se rup bani să ia de geantă scumpă? Păi asta mă întreb și eu, de unde? Ce-o fi luat-o, Gio, sau poate e falsă? Nu, de aia, doi din piață. Nu, aia nu e o geantă falsă, uite-te și tu la cusături. Te pricepi și la agenția, acum. Eu mă duc. Unde te duci? Mai, unde te duci? Mă duc să vorbesc cu ea, să o întreb de unde are atâția bani. Te rog frumos, faci asta, să o faci să se simtă prost că n-a dat bani în casă. Sumă și pe aia să se bucure de o geantă de niște încălțări. E tână. Trebuie să fiu puțin mai atentă la Sia. Dacă continuă să-și ia lucruri noi, e clar ceva în neregulă. Ea are un salariu mic la hotel. Câte prime să ia? Arabul a sunat, iar acum cei doi tineri s-au întors. Ea are un salariu mic la hotel. Câte prime să ia? Arabul a sunat, iar acum cei doi tineri s-au întors în țară cu al doilea transport. Din păcate însă... Cât de hotărât ești? Foarte hotărât. Adică nu mai dai nicio șansă? Nu. Ți-am zis termin cu drumul ăsta și vreau să scap de afacerea asta mizerabilă. Am înțeles. Să știi că eu vreau să mai fac câteva drumuri. Te bagi? Nu, nu mă bag. Ți-am zis de 1000 de ori că nu ești nebună. De ce, mă? Vrei să muncesc ca o sclavă pentru un salariu de rahat? Nu, mersi, prefer să fac asta. Bă, dar tu chiar n-ai niciun stres când faci treaba asta? Astăzi în vamă erai tot un zâmbet. De ce, mă, să-mi fie frică? A zis că are omul în vamă, n-ai văzut că era același om ca data trecută? Doamne, ești atât de fricos. Taci. De ce să tac? Zic adevărul. Taci că e poliția în față, e filtru, mamă, nenor. Calmează-te. Cum n-ai poate să mă calmez? Calmează-te, că poate strici acum totul. Calmează-te, că-ți dau una. Calmează-te și zâmbește. Respira. Bună ziua, agent Sava Victor. Bună ziua. Apele la control, vă rog. Da, sigur. Poftiți. Mașina cui este? Este a unchiului meu, ne-am împrumutat-o pentru câteva zile. De unde veniți? Am fost în Bulgaria, în vacanță. Știți că aveți un bar spar? Serios? Da. Nu știam. S-o fi spar prin Bulgaria. O să vă dau și o amendă pentru el. Și o să vă rog să deschideți provoiaj un pic, da? Sigur. Calmează-te. Nu pot să mă calmez. O să intrăm în pușcărie. O să strici totul chiar acum. Calmează-te. Taci. Aveți 15 zile să gândiți. Da, mulțumesc. Tot e în regulă, da?
Drum bun. Mulțumim. Mulțumim. Doamne, se crede că era să mor aici. Doamne, cred că fac infarct, efectiv. Ce mă, de ce ești isteric? Cum mă, de ce sunt isteric? Ce, era să intrem la pușcheria să ne prindă, tu cum adică? Și nu, mai vrei să faci prins, de ce exagerezi? Totul e exagerez? Doamne, ești nebun, ești nebun. Mă plictisești pe bune, era să ne prindă din cauza ta, tremurai tot. Tu nu înțeleg de ce ești atât de fricos. Tot vina mea era dacă ne prindea, nu? Calmează-te odată, mai plictisit, da? Hai, mergem sau așteptăm să vină și altfel într-o? E nebună. E nebună cu cap. Păi vrea să facă din asta o meserie, zici că e kamikaze. Dar ei nu-i frică de nimic. Nu-i frică de polițiști, nu-i frică de aia din vamă, nici de arabul. Ei nu-i frică de nimic. Suntem chit. 3.000 luam când mergeam cu Geo. Acum merg singură. Ai spus că nu mai faci așa ceva. Nu, asta ai spus tu. Eu am zis foarte clar că vreau să mai fac câteva drumuri. Nu mai treci pe acasă? Ce-i cu tâmpenia asta? Normal că o să mai trec pe acasă. Dar nu vă mai răspunde la telefon sau ce să fac? Ba da, dar de fiecare dată când zicem să mergem pe la ea sau să vină ea la noi, știi că n-are timp, te pune să ia. De asta ai vrut să luăm noi o pauză? Ca să te comi cu sine? Mă lași. Am oprit să-mi iau o apă și când am ieșit din magazin era cineva lângă mașină și... A luat Marfa. Deși Geo i-a promis ei că se lasă de jocuri de noroc. Ești sigur că nu ai să te mai joci? Îți promit. Nu se poate abține și... Stai așa. Royala. Și avea nevoie de 3-4 mii de lei. Euro. Maxim o săptămână am bani, o să iau pe toți. O bagă și pe Ian necazuri. Vă rog frumos, Ian n-are nicio legătură cu asta, nu? Ia. Este asigurarea mea că nu o să-l faci tu prost. Eu mă bag. Mie mi se pare foarte ușor să fac treaba. Ți se pare mult ușor, ai nebunit? Numai că fata nu este deloc supărată. Mi-au spus oamenii mei că n-a avut niciun stres, că a stat tot timpul cu zâmbetul pe buze. Și demonstrează că are nervi de oțel. Poliția în față e filtru, mamă, nenoră. Calmează-te. Cum naiba să mă calmez? Calmează-te, că poate strici acum totul. Calmează-te, că-ți dau una. Ajunși la Arabul, Geo nu mai avea altceva decât să scape de datorii și să-și vadă mai departe liniștit de viață. Gata, băieții? Da. Ceva probleme? Nicio problemă. Ce problemă? Mașina, nimic? A fost doar un far spart atât. Doar un far spart. Mașina era în ordine când ai plecat de aici. Da, cred că s-a spart prin Bulgaria, nu am dat seama. Să nu uit, banii. Poftim. Mulțumesc. Tu? Suntem chit, da? Da. Alo? Păi ce faci? Nu, beri și noi un vin, o beri, ceva? Hai, că am făcut treabă frumoasă împreună. Nu, eu nu beau. El doar joacă. Păi ce naiba. Hai că mai vorbim despre viitor, poate mai colaborăm, nu? Nu mai colaborăm deloc, eu am terminat cu toate astea. Hai să mergem. Haide! Are! Doamne, am scăpat. Nu mai joc în viața mea. Zilele astea au fost un coșmar pentru mine. N-am putut nici să dorm, n-am putut să mănânc, n-am putut să fac nimic. Bine, Doamne, că am scăpat. Ce ai pățit? Ce s-a întâmplat? Geo, ce ai? Ce s-a întâmplat? Ia? Ia? Iartă-mă. Okay. Te rog din suflet să mă ierți, ești? Okay. Ești ultima persoană pe care vreau să o rănesc, înțelegi? Ok. Dacă nu eram eu, dacă nu... Ția, te iubesc. Și eu te iubesc. Îți jur că te iubesc, nu spun doar așa, Ția. Și eu te iubesc, liniștește-te, e tot în regulă, ok? Geo, după discuția cu Ția, este convins că a reușit să o facă să se potolească.
păcate, însă fata are cu totul alte planuri. Auzi, trebuie să duci marfa în seara asta. Da, șef, vreau și banii. Normal. Da, fată frumoasă, ce-i cu tine aici? Mă gândeam că poate mai aveți nevoie de mine. Te pămânești că-ți place pe la noi. Dacă vrei să crezi asta, ok. În realitate îmi plac banii. Iar mie îmi plac oamenii care știu ce vor. Deci? Singură? Da. E o problemă? Niciuna. Ai carnet? Normal. Bun, atunci am înțeles. E vreo problemă la tine? 3.000 luam când mergeam cu Geo. Acum merg singură. 3.000 cu 3.000 fac 6.000. Nu, asta e bună rău. Cinci. 5.500. 5.200. 5.500. Bine, am înțeles. Ce vrei, ce mănânci? O tărie. Te pămânești că vrei să ne bagi sub masă. Am să încerc. Place mult de tine, Sia. Am știut din prima cine e șefa. Ce vrea Geo e treaba lui. Eu am alte planuri. Cu siguranță nu mă întorc la salariu minim pe economie. Am hotărât să fac un transport pe lună ca să nu bată la ochi. 5.500 de euro pe lună? Parfum. Sia este foarte mulțumită de aranjament și nu-și dă seama cât de mult s-a schimbat. Iar asta o îngrijorează pe mama ei. Asta cred că mi-e bună și mie, nu vrei să mi-o împrumuți? Bine, dar să ai grijă să nu o bădeți. Auzi? De unde are atâtea haine noi? Ce-o fi mare salariu. Și bani de atâtea vacanțe, de unde mai are? Că e bine, știi ce-o? Nu mă duc să vorbesc. Măi, nu ne căși. Lasă-mă în pace. Cât a fost rochia asta? Asta e ieftină. 750 de lei cârpa asta? A fost atât de scumpă? Am luat-o la reducere. Da, toate le iei la reducere, că în ultimul timp ai venit cu haine, cu genți, cu încălțări noi. Da, dacă vrei poți să-ți iau și ție. Nu vreau nimic, vreau să știu de unde ai atâția bani. Mi-au mărit salariul și le-am luat la reducere, da? Pe rochia asta am dat 50 de lei, de fapt. Le-a luat la reducere, auzi. Eu n-am încredere în ea, să știi. O să stau cu ochii pe ea să văd ce face. Domnule, să urmărește acum. Tu râzi de mine? Și apropo de asta, la hotel ce program are? Că lucrează foarte puțin. Nu poți să-ți iei. De ce nu poți să ai încredere în ea? Ai făcut fata asta vreodată probleme? Nu, dar acum se întâmplă ceva. Și nu-mi dau seama ce. Dar o să aflu. Nu scot la capăt cu tine, mă. Vlad e prea liniștit. Eu nu am încredere în Sia. E ceva acolo de vreo lună. Și ea s-a schimbat. Are așa o atitudine arogantă, parcă nici nu aude ce vorbesc cu ea. Sia a făcut primul ei drum singură. N-a avut niciun fel de problemă, iar acum mai are puțin și ajunge în București. Da? Da, șeful, totul e ok. 40 de minute? Bine, pa! Îmi e foarte bine. Îmi place ceea ce fac. La vama am trecut fără nicio problemă. Am zâmbit și totul a fost ok. Sinceră să fiu, îmi e mult mai bine fără Geo. Proaspăt revenită din călătorie, Sia a acceptat să iasă cu Geo ca să aibă și ea cu cine discuta despre ce a reușit să facă. Nu, tu ai fost ieri în Bulgaria? Ai nebunit? Ce ai, mă, de ești așa nervos? Ai spus că nu mai faci așa ceva. Nu, asta ai spus tu. Eu am zis foarte clar că vreau să mai fac câteva drumuri. Băi, Sia, e foarte periculos. Ce nu înțelegi? Ce exagerezi așa? Dacă mai ții mult, o să fie periculos. Și dacă te prinzi? Și dacă nu mă prind? N-ai idee cât de prost pot să mă simt. Dacă nu eram eu, tu nici nu întâlneai pe oamenii ăștia. Nu înțeleg ce e așa nașpa, serios. Adică mie chiar mi se pare foarte cool. Cool? Ți se pare cool? Băi, nebunicul, ți se pare cool? Păi, Sia, tăi știu ce faci? Nu, evident că nu știu ce fac. Tu nu înțelegi că îi pui și pe ei în pericol? Oleu, doamne, cât exagerezi pe bune! Sia,
Dacă lui arabul nu-i convine ceva vreodată, tu nu înțelegi de ce poate să fie în stare omul ăsta. Eu mă înțeleg foarte bine cu el. Te înțelegi bine cu el? Ce înseamnă? Cum adică te înțelegi bine cu el? Nu, adică mă înțeleg bine. E un șef bun. Ce un șef? Băi, femeia asta nu-i șeful tău. Ăsta e un mafiot. Nu mai țipa. E om de afaceri, da? Nu e niciun om de afaceri. Este un om extrem de periculos. Nu mi-ai făcut capul calendar. Nu mai suport să mă cerți. Iartă-mă. Chiar nu vreau să mă enervez așa, dar... Hai mai bine să mâncăm. Dar promitem că nu-mi faci capul calendar, pentru că sunt obosit, am condus foarte mult. Hai. O să fac tot ce pot să o conving pe Sia să nu mai lucreze cu Nemer Nicola. Cine știe ce afacere o mai avea în cap pentru el. Numai gândul că stă pe preajma lui îmi provoacă așa greață. Ea nu realizează, inconștientă, crede că ăsta e vreun om de afaceri, dar el de fapt este un mafiot în toată regula. Foarte mândră de isprava ei, Sia și-a anunțat părinții că se mută într-o garsonieră cu chirie, iar asta i-a pus rău de tot pe gânduri. Cărți ei? Nu, iau doar câteva haine și cosmetice. Dacă mai am nevoie de ceva, o să mă duc să-mi cumpăr. De unde ai tu bani? Mama, ți-am spus că mi-au mărit salariul. Eu vreau să vin să văd unde te muți. Foarte bine. Dar asta peste câteva zile, când o să aranjez totul. Nu mai treci pe acasă? Au, ce-i cu tâmpenia asta? Normal că o să mai trec pe acasă. Foarte bine, că tu habar n-ai să-ți faci mâncare. Mama, există restaurante. Ai supărat-o. Și ce vrea? Să stau cu ea până la 40 de ani? Auzi? Mie poți să-mi spui. Te muți cu Geo? Nu mă mut cu Geo. O să vezi când o să vii să mă vizitezi. Bine, chiar o să vin, să știi. Poate mi-am primit și mie o rochie, sau o geantă, sau două. Am hotărât să mă mut singură. Mama are obiceiul să mă ia la rost. Eu vreau să fac ce vreau, nu să mi se spună ce să fac. Așa că mi-am închiriat o garsonieră în centru. Sia le-a promis părinților că o să vină în vizită și o să invite și pe ei la ea, însă nu s-a ținut de cuvânt. Foarte îngrijorat, tatăl ei l-a căutat pe Geo. Mă scuzați că sper că nu m-ați așteptat prea mult, dar chiar n-am avut cum să vin, am avut o masă mare. Spuneți. Pare mie rău că te-am deranjat. Stați liniștit. Chiar n-am avut ce să fac. Măi, tu bănuiesc că te vezi mai des cu Sia? Așa, nu prea. Nu mai sunteți împreună? Sincer, nici eu nu știu ce să vă zic. Ne vedem cam rar în ultima perioadă. Știi că s-a mutat de acasă. Eu știu că s-a mutat, dar mă rog, noi când ne vedem ori în oraș, ori vine la mine, dar mă rog, nu prea mai vine la mine. Deci noi nu știm unde stăm. Zicea că ne invită pe la ea, dar când s-a mutat am dus la tine și care bagajele, n-am vrut. Eu am văzut că s-a mutat la tine și că nu vrea să-mi spună. Nu s-a mutat la mine, ba chiar din potrivă, a zis că vrea să luăm o pauză. Pauză? Da. Dar de ce? Se întâmplă ceva cu ea și nu vrea să-mi spună? Chiar nu știu ce să vă zic, v-am zis. Noi chiar ne vedem mai rar. Da. Eu vorbesc foarte serios. Tu mi-ai spus ceva? Nu vă ascund absolut nimic. Te rog frumos, dacă știi ceva, spune, pentru că suntem foarte îngrijorați. Nu vă ascund absolut nimic, ce să vă ascund. Pur și simplu, noi nu ne mai vedem. Ultima vreme am foarte mulți bani, despre asta știi ceva? Iar ai zis că i-a mărit salariul, Maria nevastă mea n-a vrut să o creadă. Totul părea normal, adică nu știu, nu mi-am dat seama că ar fi avut bani mai mult sau... Dar nu vă mai răspunde la telefon sau ce să ne... Ba da, dar de fiecare dată când zicem să mergem pe la ea sau să vină ea la noi, știu că n-are timp. Noi chiar credem că a pățit ceva. Da, v-am zis, nu știu, chiar noi nu ne-am mai văzut. Îmi pare rău, să știi. Chiar îmi place de tine. Da, asta e, și mie îmi place de dumneavoastră, dar... Mă scuzați, dar chiar trebuie să mă întorc, că eu mă cheamă șefa... La revedere! Discuția asta a fost tare dubioasă. Habar n-am avut ce să-i spun omului ăsta. Mi-a fost și rușine că a trebuit să-l mint când m-a întrebat de bani. Însă când i-am spus că eu cu Sia nu ne mai vedem, aia a fost adevărat. Sia a zis că vrea o pauză. Pentru că nu i-a răspuns la telefon și nici nu știe unde anume s-a mutat Sia, Geo a decis să meargă la restaurantul lui Arabu ca să-și încerce norocul și acolo. Bun e, bă. Bun. Te pricep la ales vinuri. Nu mai la ales vinuri? Sia, poți să vii puțin, te rog? Scuze.
E treaba mea. Te pune să ia? Te pune, de asta ai vrut să luăm noi o pauză? Ca să te conving cu Slim? Mă lași. Am vrut să iau o pauză pentru că am vrut să iau o pauză. Hai, zi ce vrei. Am venit să spun că a venit taicătul la bar. E îngrijorat, întreabă de tine, de unde ai atâția bani, pe unde stai. Păi și ce ai zis? Sper că nu i-ai spus ce-mi vâr, da? Nu i-am spus nimic, că nu sunt nebun. Foarte bine. Doar am venit să spun că e îngrijorat și că întreabă de tine, dar dacă știam că te găsesc la lambrațe, pe bune ți-a? Dar cum ai putut să faci așa ceva? Te culci cu el? Zi măcar să știu și eu treabă, te culci cu el? Unde, eu te-am întrebat pe tine cu cine te culci? E treaba mea, da? Fac ce vreau. Zi mă, zi, zi că vreau să aud, vreau să aud eu cum. Fac ce vreau, da? Probleme? Ce problemă, Gusulic? Nu mă lăpte și mici. E ok. Stai pe scău. S-a dat la tine? Nu, a venit doar să-mi zică ceva de-ai mei. Sper că nu mai ești cu el. Să știi că mie nu-mi place să stau la coadă. Înțeles? Ești gelos. Termină cu plăjana asta. Și eu mă ești cu el. Nu, ți-am zis că nu mai sunt cu el. A venit doar să-mi zică că mă caută tata. Eu nici măcar nu știu unde stau. Da, sunt cu arabul și îmi place. El e puternic, știe ce vrea. Nu e ca Geo. Geo e moale și mă plictisește. Eu am nevoie de adrenalină, iar arabul știe de ce am nevoie. Geo s-a supărat foarte tare pe Sia și și-a dat seama că, de fapt, nu o cunoaște deloc. Din păcate însă... Accepte niciodată să fie pe locul 2. Și Sia poate să fie sigură că nu o să mă mai vadă în viața ei. Și nu vreau să mă mai întâlnesc cu mafioții. Sia a plecat după al doilea transport, a trecut cu mine granița, dar s-a oprit să-și cumpere apă. Când s-a întors, a observat că cineva tocmai i-a spart mașina. Da. Eu sunt. Nu, la vama a fost tot în regulă, doar că... S-a întâmplat altceva. Am oprit să-mi iau o apă și când am ieșit din magazin, era cineva lângă mașină și... A luat marfa. Nu e în mașină. Am căutat, nu e în mașină. De câte ori vrei să zic că nu e în mașină? Nu mai țipa la mine, da? Tu să nu mă ameninți, da? Nu mă mai amenința. Tu te naibi, da? L-am sunat pe arabul și a zis că i-am furat marfa. A zis că o să mă calce în picioare. Mi-e foarte frică. A zis că mă omoară și îl cred în stare de orice pentru o asemenea pagubă. Băi, Ana e la tine? Acum am trimis mesaj cu Adrian. Trimite-l la mine adresa, nu mi-e frică, trimite-l la adresa! O să aduc eu marfă. Ce faci? Merg eu mâine în Bulgaria și... Nu vreau să te duci, te rog, nu! Nu vreau să te duci, voi mai bine sunăm la poliție. Ce asta? Stai că trag! Eu vreau mâine șefului. Nu pot spune nimic. Spune-le adevărul, vorbește cu ei. Asta o să te scoată de aici, așa mi-au spus, mi-au promis. Comisar Mihai, sunteți arestați. Geo și Sia se iubesc. Dă-mi banii înapoi, te rog. Mai stăm? Bă, nu e amuzant, stau lângă tine și mă uit cum pierzi bani. Ești sigur că nu ai să te mai joci? Îți promit. Royală. Vrei 4.000 de euro? În
însă Geo o bagă și pe ea în necazuri. Adică tu chiar vrei să te bagi, mă? Da, normal că vreau de să ce? Mă bag. Pentru bani! Dar fata pare mulțumită de înțelegere. Fata asta e aur la casa omului. Mergem să mâncăm? Fac cinste, am bani. Ba mai mult, renunță cu totul la el. Ce vrea Geo e treaba lui. Eu am alte planuri. Pe bune, de asta ai vrut să luăm noi o pauză? Ca să te comi cu slinosul? Mă lași, da. Sunt cu arabul și îmi place. El e puternic, știe ce vrea. Până când... Am oprit să-mi iau o apă și când am ieșit din magazin era cineva lângă mașină și... A luat Marfa. De frică, Sia nu s-a mai dus la restaurant, iar asta l-a făcut pe arabul să adopte măsuri extreme. Și mi-e frică de tine, te cred în stare de orice și eu nu am nicio vină. Da, sunt sigură că nu vin. O să văd eu ce fac. Ana e la tine? Mă? Băi, Ana e la tine? Să nu-i faci niciun rău. Băi, m-auzi? A luat-o pe soră mea. A luat-o de pe stradă. Doamne, dar trebuia să mă fi gândit că doar știe totul despre mine. Am sigur sunt terminați. Am făcut o mare prostie. Vlad a tot încercat să o sune pe fiica sa, de la care a primit numai un mesaj prin care spunea că a plecat în vacanță. Alo, Sia? Ce? Măi, liniștește-te un pic, că nu te înțeleg. Sia! Unde? Bun, trimite mesaj cu adresa acum. Trimite mesaj cu adresa, te rog eu frumos, trimite. Acum am trimis mesaj cu adresa. Trimite-mi adresa, nu mi-e frică, trimite-mi adresa. Sia mi-a spus o poveste pe care nu prea îmi vine să o cred așa, ci că aduce droguri în țară și pentru că i-au fost furate, au răpit-o pe Ana. Eu am sunat-o pe Ana, nu răspunde. După discuția cu Sia, Vlad a mers direct la restaurant. Este gata de orice pentru a-și salva fetele. Care e arabul? Unde-i fata mea? Care fată? Ana, sunt tatăl Siei și al Anei. Aha. Hai, vină cu acesta, jos. Ia loc. Nu iau niciun loc. Îmi spui unde-i fata mea sau mă duc la poliție. Te duci la poliție? Da. Păi de ce nu ai venit cu poliția acum? Poate pentru că ai o fată care cară droguri prin țară și ți-e teamă să n-o prindă poliția și să o bage la bulău? Hai, stai jos. Unde-i Sia? Nu știu. Să știi că fiică tare să-mi dea foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Cât de mulți? Mult mai mulți decât face amărâta aia de casă în care locuiți. Pricepi? Dă-i telefon Siei și spune-i să vină cu Marfa. Imediat. Să vină încoace. Știu că ea a furat-o. Știu de ce-i poate pielea. Ai înțeles? Nu vine. E frică de tine. Și Marfa chiar a fost furată. Mi-a zis mie și eu cred. Pe mine nu m-ar minți. Cum zici tu? Dar cum faci? Nu înțeleg. Cum faci? Cum am recuperat și eu banii? Bănișorii? Hm? Ah. Băgăm ca
asta mică la înaintare? Nu, ea n-are nicio vină. Bine. Și atunci, cum faci? Ia, mă, cum faci? Ia, iartă-mă, te rog, iartă. Hai, dacă, liniștește. Hai, gândește. Să aduc eu marfă. Ce faci? Aduc eu marfă. Aduce el marfă. Ca muncitor. Chiar sunt muncitor. Foarte multe drumuri gratis până recuperez. Dacă nu, o să se ocupe Borcea de el. Și nu-l văd bine. Iar eu o să mă duc să o caut pe nenorocita aia. Ana și Vlad s-au întors acasă și i-au povestit Mariei ce s-a întâmplat. Biata femeie este șocată. Nu și-a imaginat niciodată că Sia ar fi capabilă de așa ceva. Ai avut dreptate. I s-a mărit salariul pe naiba. Și când mă gândesc cu câtă inocență, spunea că totul e în ordine. Azi mai contează, lasă. Merg eu mâine în Bulgaria și... Nu, nu vreau să te duci, te rog. Dar nici nu vreau să te duci, pentru că mai bine sunăm la poliție. Da? Și cu Sia ce se întâmplă dacă sunăm la poliție? Voi vreți să fac închisoare? Dar vrei să faci tu dacă te prinde? Mama are dreptate. Măi, pe mine nu o să mă prindă. Mi s-a explicat exact ce trebuie să fac. Dacă ajung la o anumită oră, eu iau la graniță și la mine nu verifică mașina. Asta Sia n-a mai sunat? Pe mine nu. Îmi vine să mă bat pentru că nu mi-am ascultat instinctul. Am știut că e ceva în neregulă de la prima geantă nouă pe care a băgat-o în casă. Banii ne-au distrus familia. Vlad, disperat, nu și-a ascultat soția și a acceptat să plece să aducă marfă pentru arabul. Din păcate însă... Comisar Mihai, ah, iertați-mă, da. Nu, nu, lăsați, coborâți-vă. S-a întâmplat ceva? Coborâți, vă rog. Arătați-mi ce aveți în portbagaj. Haideți, da, da, curaj. S-a întâmplat ceva? Arătați-mi ce aveți în portbagaj. Nu, liber. Și la luatul de rezervă? De multă vreme avem informații despre o rețea de oameni care transportă droguri din Bulgaria în București. Azi am prins un cărăuș, dar eu vreau să-i prind pe șefii operațiunii. Vlad n-a crezut că o să fie arestat, însă este hotărât să o protejeze pe Sia cu orice preț. Dacă mi-ai spune un nume, scapă mai ușor. Din informațiile mele, este prima dată când aduci marfă. Lucrezi? În construcții. Familia? Da. Ai făcut-o pentru bani? Cât câștigai? Aveai mărfă de 250.000 de euro în mașină. Ăia rămân cu banii și tu mergi la pușcărie. Asta e. Nevasta ta, copiii, or să spună la fel. Am mai prins un bărbat care aducea mărfă. Ne-a dat numele varmeșului. Dar eu vreau numele șefului. Nu pot spune nimic. Dacă el vorbește înaintea ta, o să scape ușor. Tu nu. Își poate negocia și imunitatea. Aș vrea să pot să spun ceva, dar nu pot. Tot ce pot spune este că nu sunt de acord cu consumul de droguri. Și totuși ești căruș. Nu sunt mândru de asta. Ascultă, uită-te la mine. Ai probleme? Pot să te ajut cu ceva? Nu ai cazier. N-ai nici măcar o amendă de parcare.
De ce faci asta? Trebuie să ai un motiv serios. Asta e, dacă nu vrei să vorbești, nu vrei. Te duc în arest. Hai. Nu știu ce e cu omul ăsta. Eu cunosc infractorii și ăsta nu e. Sper să-și deschidă gura. Altfel, riscă să ajungă după gratis să stea acolo și 10 ani. Nu am mai prins pe nimeni, dar vreau să-l fac să vorbească. Maria a aflat că soțul ei a fost arestat pentru trafic de droguri. Acum a venit să-l vadă și să-l convingă să coopereze cu poliția. Vlad, îmi pare rău. Știu că-ți pare rău. Maria, te rog, eu nu plânge. Ce vrea să fac să râd? Polițistul mi-a zis că nu vrei să-i dai numele nemernicului. Tu când dau o caută pe Sia, intră la pușcărie. Da, da, Sia a greșit. Îmi pare rău, dar a greșit. Înțelegi? Da, dar nu poți să o las la închisoare. Și nu te înțeleg pe tine, că parcă-i vrei rău, fete. Cum poți să spui așa ceva? Doar că Sia a greșit și o am acasă și pe Ana, măcar pe ea să o salvezi. Tu ce faci? Tu o salvezi pe Ana, eu pe Sia. E concurs, Vlad? Cine pe cine salvează? Uite, vreau să te rog ceva. Spune-le adevărul, vorbește cu ei. Asta o să te scoată de aici, așa mi-au spus, mi-au promis. Așa o poți ajuta și pe Sia, așa mi-au spus. Tu le-ai spus de Sia? Da, de Sia, da, numele nemernicului nu. Asta o să o faci tu, înțelegi? Asta te scoate de aici. Dar nu trebuia să le spui de... Nu trebuia să le spui de Sia! O să o cam de sus, o aduc aici! Tu m-auzi ce spun? Tu m-auzi că numai asta te poate scoate de aici dacă le dai numele? Dar nu pot să... Nu, eu nu pot să fac. Eu nu pot să fac asta. Ba da, că ți oferă imunitate! Te rog frumos, Maria, înțelegi? Mai avem un copil. Trebuie să o salvăm și pe Ana. Nu avem numai pe Sia. Maria, te rog, te rog. Vlad! Vreau să facă ce spune poliția. Vreau să spun adevărul. Numai așa o poate salva pe Sia, că poate negocia. Arabul este foarte nervos. N-a reușit să mai vorbească cu Vlad și nici pe fiica lui n-a izbutit să o găsească. Zi-mă, Borciu, zi-mă! Zi-mă! Zi-mă, unde l-ai pierdut? Unde l-ai pierdut, mă? Mă, unde? Unde? Zi! Zi-mă ceva, nu stă ca bu! I-a făcut unui control amănunțit în fața mea și a trebuit să aștept. Nu dau nici de nenorocit ăla de Sia. Păi dacă a furat taxul Marfa, îl fac bucăți, îl omor cu mâna mea, înțelegi? Stai liniștit, șeful, că știe cine ești. Nu faci cine asta. Sunt. Știe cine sunt. Bă, trebuie găsită fata. Dacă o găsim pe Sia, vine și taxul, înțelegi? Te duci, o cauți, o găsești, o scoți din pământ, din iarbă verde, o scoți de unde vrei tu, dar du-o încoace. Da, șef. Hai la Flore. Hai să mergem la Flore. Comisar Mihai, sunteți arestați. Stai. Vlad Vălean ne-a spus numele angajatorului și ne-a spus toată povestea. În acest moment, o căutăm pe fiica lui. Am făcut o înțelegere. Dacă ne dă numele angajatorului, cei doi primesc imunitate. Dinica Arabu a fost arestată în urma denunțului făcut de Vlad Vălean, dar nu are de gând să discute cu polițiștii. Vreau numele celui de la care cumperi marfă. Este român. De la cine e marfa din Bulgaria? Nu vorbesc decât de față cu avocatul meu. Și până atunci, despre ce vrei să-ți spun? Despre nimic. Stăm așa și ne uităm unul la altul. Da, ca proști, uite așa. Cum vrei. Dar să știi că o să stai cam vreo 15 ani la închisoare. Șantaj, trafic de droguri, răpire, cam multe pentru un om cu un restaurant. Sper că e bună mâncarea la restaurantul tău.
să-ți aducă bucătarul în care. La închisoare Eugene. Hai, Zictir. Poți să găsi și pe omul tău să nu te plictisești la închisoare. Am avut nevoie de un an până am ajuns la Dinicara. Știam că are pe cineva la vamă, dar a fost greu până am ajuns la șeful din România. Acum rămâne să aflăm cu cine lucrează în Bulgaria. Amândoi o să aveți cazier și o să vă poartă prin tribunale. Iar Ana a fost răpită din cauza ta, dacă pățea ceva. Are tot dreptul să fie supărată pe mine. Mai ales pentru ce a pățit Ana. Au lovit-o? Nu. Dar s-a speriat foarte tare. Ăștia au crezut că dacă merg la poliție s-a terminat. Am pierdut tot din cauza unei fetițe proaste. Păi de ce nu sunăm la poliție? A zis că o omoară dacă sunăm. Doamne Dumnezeule, nu. Păi și ce vor? Bani. Geo, mare amator de jocuri de noroc. Dezici că vrei să participi la turneul de poker. Hotărăște și pe Sia în necazuri. Vă rog frumos, ea n-are nicio legătură cu asta, nu? Ea este asigurarea mea că nu o să faci tu prostii. Însă fata nu este deloc speriată. Cum ești frică? Nu. De ce să-mi fie frică? Păi poliția în față e filtru, mamă, nenoroc. Calmează-te. Cum n-ai pas să mă calmez? Calmează-te că poate strici acum totul, calmează-te că-ți dau una. Și face o înțelegere cu mafiotul. Ce vrea Geo e treaba lui. Eu am alte planuri. Băi, si e foarte periculos, ce nu înțelegi? Dar, din păcate... Am oprit să-mi iau o apă și când am ieșit din magazin era cineva lângă mașină și... Băi, Ana e la tine? Să nu-i faci niciun rău! Băi, m-auzi? Tatăl ei este cel care trebuie să o salveze. O să aduc eu marfă. Nu vreau să te duci, te rog! Dar nici nu vreau să te duci, pe mai bine sună la poliție. Ce este? Stai că trag! Maria, înțelegi? Mai avem un copil. Trebuie să o salvăm și pe Ana. Nu avem numai pe Sia. Trebuie găsită fata. Dacă o găsim pe Sia, vine și taxul, înțelegi? Vlad a fost eliberat, însă rămâne la dispoziția autorităților care în cele din urmă au găsit-o și pe Sia. Păi să nu certați. Trebuia să-i luăm și flori? Nu, vă rog să nu vă certați, asta e ultima, adică bine măcar că a venit acasă, nu? Și am declarat absolut tot. Era și cazul. Pare rău, mama. Prea târziu. Amândoi o să aveți cazier și o să vă poartă prin tribunale. Iar Ana a fost răpită din cauza ta, dacă pățea ceva. Să-și vadă fiica cea mare. Maria!
Maria! Ce mă, de ce-i ții pe așa? Ce a luat-o pe Sia. Ce? Unul din oamenii mafiotului a luat-o pe Sia. Stai mă liniștit că doarme în camera lui. T-ai fost la duș, a ieșit din casă și... S-a dus să se plimbe, a zis că nu se simte bine. Cum? Păi de ce nu sunăm la poliție? A zis că o moară dacă sunăm. Dumnezeule. Păi și ce vor? Bani. Ce bani? De unde? Ce? Unde pleci? Unde pleci? S-o salvezi. Ăștia sunt tare de orice. Tu nu înțelegi că trebuie să sunăm la poliție? Nu! Mă duc la șeful să-i cer niște bani. Cât au cerut? Tată, cât au cerut? 25.000 de euro. Dar nu poți să faci asta, că n-ai de unde să-i mai dai înapoi după. Nu știu, nu știu! Trebuie să o salvezi. Nu sună nimeni la poliție că să fiu plecat, ați înțeles? Rezolvăm noi problema asta. Cum? Nu știu, nu știu. Dar nu pot să o las acolo, ăștia sunt tare, sunt tare să o omoare, voi înțelegeți? O aduc acasă și vedem noi după aia ce facem. Mama are dreptate. Parcă nu se mai termină și totul din cauza că a vrut ea niște cârpe. Nu mi se pare corect să suferim toți din cauza ei. Nu știu, egoismul ei ne-a pus pe toți în pericol. Până la urmă, Vlad a făcut rost de bani de la șeful lui. Acum este gata să-l plătească pe interlop pentru a-și salva fata. Sunt singur. N-am fost la poliție, exact cum ai cerut. Ce faceți aici? Ați adus banii? Unde e fata mea? Trebuia să sunați la noi, domnule Vlad. Trebuia să aveți încredere. E la poliție. Fica dumneavoastră, cea mică, ne-a sunat și ne-a spus ce s-a întâmplat. Și l-ați prins? Da. E omul lui arab. O să stea la închisoare mult timp. Nu o să vă mai facă probleme. Deci s-a terminat totul? Da, s-a terminat. Nu pot să cred. Doamne, nu pot să cred. Am dat telefonul Siei în urmărire. Așa am știut unde este. Omul ăsta trebuia să ne spună care e problema. Dacă dai bani odată, șansele să te șantajeze cineva și a doua oară sunt foarte mari. Vlad a venit într-un suflet la poliție, unde sunt și Ana cu Maria. Împreună o așteaptă pe Sia să iasă din secție. Ești bine? Poliția. Dă o declarație. Ce vrea? Lasă-o și tu în pace. E bine că e bine, Sia. Dar tu ești bine? Ana! Ana! Tata! Ce s-a mai întâmplat? Păi tot de Sia-l interesează, nu? Adică ea ne face nouă probleme și ne întreabă dacă a pățit ceva. Deci din partea mea pe mine nu mă interesează să crape, sincer. Te rog să nu vorbești așa, e sora ta. Nu, pentru că toate astea s-au întâmplat numai din cauza că n-a vrut ea să muncească, nu? Tu ai dreptate, dar noi suntem o familie. Se mai întâmplă și lucruri grave, rele. De aceea trebuie să ne iertăm. Și că nu o să facă iarăși ceva. O să fie... Îmi pare rău. Și nu-mi vine să cred că au fost în stare să mă răpească. Chiar îmi pare rău că v-am făcut atâtea probleme. Băi, frate, tu faci probleme și tot tu te zmiurcă, vii aici și te plângi la noi pe bune? Ana. 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 Și eu și Vlad ar fi trebuit să dăm telefon la poliție. Ana a fost mai înțeleaptă ca noi. Dar acum trebuie să-mi unesc familia. Nu vreau să ne fie rău și să nu ne mai vorbim. Acum că a scăpat de pericol, Sia și-ar dori să reia relația cu Geo, așa că a mers direct la restaurantul la care lucrează. Bună. Ce faci? Merg la poliție. Dau declarații. Mai vin pe la muncă. Lasă. O să ai probleme? Nu, am. Mi-am găsit un avocat bun. A zis că o să iau cu suspendare, că m-a fost obligat. Să știi că îmi pare foarte rău că ți-am făcut probleme. Da, problemele au pornit de la mine, așa că... Suntem chit. Altceva? Tu? Cum ești? Ce mai faci? Ți-am zis. Știu.
Știi, eu mă gândeam că poate putem să ieșim într-o seară să bem ceva. De ce să facem asta? Mă gândeam că putem să rămânem prieteni sau poate, nu știu, încercăm să ne împăcăm. Sia i-a mai rupt cu bătaia. Când a venit la restaurant, să spun că tai că te-ai îngrijorat. M-au rupt. Vrei să rece vână tăiam la coaste? Îmi pare rău, eu nu am știut nimic din toate astea. N-ai știut multe tu, Sia. Și nici minte nu cred că ai avut. Tu ai de ce a fost în sufletul meu când te-am văzut la ăla în braț? Te-ai gândit puțin ce o să simt eu? Joe, eu încă te iubesc. Și eu chiar nu te-am uitat. Eu te-am uitat ție. Și noi nu ne potrivim, să știi. Eu am făcut multe prostii la viața mea, dar tu ești campion. Mai vrei să-mi zici eu? Eu aș vrea să spun foarte multe, dar se pare că tu nu mai vrei. Am înțeles. Nu o să mai insist. Sia? Ai grijă de tine. Am suferit foarte mult din cauza Siei. Și de la faza cu drogurile. Și mai ales de la faza cu Arab. Dar acum sunt aproape vindecat. Nu vreau să mai redeschid rând vechi. N-are nicio rost. Sia s-a întors acasă pe jos. A vrut să aibă timp să se gândească la ce are de făcut mai departe. Acum a ajuns la o concluzie. Tata nu e acasă? Nu. Aș vrea să vorbesc cu tine și cu Ana. Despre ce? Ana! Ce? Vreau să vorbim. Ok, hai, repede, că nu am timp. Înțeleg că sunteți supărate pe mine și aveți tot dreptul să o faceți. Știm, altceva? Ana, ascultă pe sora ta, te rog. Sora mea? Sora mea care ce? Care mi-a pus viața în pericol, care e responsabilă? De ce nu te-ai dus tu să-l înfrunți pe mafiotul ăla? De ce a trebuit să-l sun pe tata să te salveze el? Știu că trebuia să mă fi dus la poliție. Wow, în sfârșit o răspuns corect. Îmi pare rău, Ana. Știu că am greșit. Nu știu, nu văd cum aș putea să rezolv situația. Tocmai că nu mai pot să rezolv situația. Speram că într-o bună zi poate... Am hotărât să mă mut de acasă. Cum? Iar pleci? Da. Unde pleci? În Spania. Am vorbit cu Mirela, fosta mea colegă de liceu, și a spus că poate să-mi găsesc un loc de muncă. Îi dau doar un telefon și... Sia, eu nu vreau să pleci. Cred că ai nevoie de o pauză. Tocmai pentru că am nevoie de o pauză, mama. Nu mai pot să stau aici, mi-e rușine. Mi-e rușine să dau ochii cu voi, mi-e rușine să... Doamna, dar nu trebuie să pleci din cauza mea, că mie o să-mi treacă. În păcate nu-i vorba doar de tine. Știi că locul tău e în familia asta, nu? Știu. Cred că este mai bine așa. În felul ăsta o să se liniștească lucrurile în familia mea. Acum nici ei nu știu ce simt pentru mine și înțeleg. La câte tâmpenii am făcut. Nici mie nu vine să cred câte prostii am putut să fac. Sia este gata de plecare. Atât ea cât și Vlad au fost condamnați cu o suspendare. Chiar dacă acum au cazier, amândoi sunt fericiți că au scăpat cu bine. Nu vine să cred că pleci. Ai, nu plânge. Vine
dai telefon când ajungi, da? Promit. Iar tu, promite că nu o să faci prostii. Nu mă gândesc. Să ai grijă de tine. Promit. De data asta chiar o să am grijă. Hai, hai, tati, că-ți pierzi avionul, probă, te duci pe jos până în Spania. Pa! Pa! Pa, pa! O să-mi lipsiți! Ești sigură? Urcăm sus imediat și că nu mereu s-a pus pe butonul la lift. Știu că asta ți-ai dori. Da, mi-aș dori, de ce să te mint. Dar dacă tu vrei să pleci, am știut și eu vreau ce vrei tu. Mulțumesc mult pentru tot. Ești un tată foarte bun și nici nu m-ai certat când meritam. Te iubesc. Și eu te iubesc. Ce azi, ai rezolvat fata aia cu cazarea, cu locul de muncă, cu toată? Nu m-ai întrebat de 1000 de ori, da, a rezolvat. Da? Da, da. Promitem că o să ai grijă de Ana. Știu că ea e altfel decât mine, dar chiar vreau să ajungă bine. O să am, o să am. Și poate merge și la facultate. Nu e așa, zicea. Sper acum, Ana. Eu o să încerc să vă trimit bani ca să vă ajut să meargă la facultate. Mai dai și tu un telefon din când în când, hm? Îți aduce aminte când ai timp. Mai ales la început acum, știu că o să ne facem griji. Da, știu. Promit că o să vă sun. După plecarea Siei, Ana a intrat la facultate și de-abia își